Bună seara și bun găsit la cele mai importante știri din Pașcan și împrejurimi. Astăzi, activitatea primăriei Pașcan a fost paralizată timp de câteva ore din cauza unui exercițiu de alarmare pus la cale de Isuiaș. Scenariul exercițiului a fost apocaliptic, furtună și ploi torențiale cu precipitații de până la 60 de litri pe metru pătrat. Râul Silret la cote maxime amenințând să se revarse peste diguri ca la inundațiile din 2008, incendiu pe acoperișul primăriei din cauza unui fulger și, bineînțeles, drumuri blocate din cauza copacilor secerați de vânt și victime strivite de copaci într-o mașină. Pentru salvarea orașului, Comandamentul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit în sala de ședințe a primăriei. Nu toți, ci doar cei care au avut chef, mai exact doar 26 din cei 36 cât sunt pe listă. Fiecare a vorbit despre ce știe să facă și cu ce poate contribui la acțiunea de salvare. În perioada 22-26 septembrie 2012, România a fost traversată de un front atmosferic, precipitații, de peste 50-60 de litri pe metru pătrat, grindină, pânt, în Moldova, Crișana și Maramureș. Administrația Națională de Meteorologie a informat prin științările pe care le-a transmis că situația va continua, astfel încât au fost acționate comandamentele pentru situații de urgență județene. Rog pe cei care au, și de fapt toți avem atribuții în intervenție, vă rog să luați, să ne prezentați cum sunteți pregătiți în această situație, având în vedere faptul că situația este specială la Pașcani prin faptul că Siretul a atins cotele de atenție și prognoza pe care o prezintă Institutul de Meteorologie este cea care trebuie să ne ducă la luarea unor măsuri, a unor decizii pentru a preîntâmpina acele pierderi umane, în primul rând, și de bunuri ale cetățenilor de pe raza municipiului Pașcani. Ofițerul de servici, aflat în serviciu la sediul Poliției Locale, pune în aplicare planul de anunțare și alarmare a efectivelor Poliției Locale. Șeful Poliției Locale se prezintă la întrunirea Comitetului pentru Situații de Urgență și prin ofițerul de servici și forțele aflate în teren pun în aplicare măsurile stabilite tocmai pentru a salva viețile omenești și bunurile materiale. Salariații împreună cu organele locale au obligația, în primul rând, de a supraveghea toate lucrările aflate pe raza municipiului Pașcani, aflate în administrarea apelor române, și participarea cu personalul și utilajele pe care le avem în dotare. Noi, pe raza municipiului Pașcani, avem în special niște puncte critice care sunt în zona Fântânele, pe zona regularizată a râului Gâștești, unde au mai fost probleme, iar acum, cel puțin în perioada actuală, acest râu este colmatat într-o proporție destul de mare. Îl avem prins în programul pentru de gospodăriacuri pentru 2013, cu decolmatare. Sperăm noi în zona calea ferată Pașcani-Suceava până la podul de țeam. Salariați împărțiți în două schimburi, echipați cu cizme, lopeți și pereți de ploaie și saci. Pentru a putea interveni în punctele problemă din oraș cu plânia sacilor. De asemenea, avem un încărcător frontal, două tractoare cu remorcă care pot transporta acest sac sau alte materiale pentru înlinguiri în diferite puncte din oraș. Restul de 30 de salariați vor asigura faza obiectivelor proprii, intervențiile din oraș, colectarea și transportul deșeurilor, pentru a nu perturba și activitatea aceasta. Noroc a sunat alarma, altfel își dădeau seama că sunt la fel de nepregătiți ca și în ceilalți ani pentru a da piept cu furia naturii. Membrii comandamentului plus numeroasă asistență a coborât în curtea primăriei pentru a lua parte la exercițiile de simulare. Începeți activitatea cu vrujba, începeți să tai. Vasile, hai. Thank you.
Pompierii și ziariștii s-au urcat pe acoperișul primăriei, primii să se lupte cu flăcările imaginare, ceilalți să imortalizeze momentul, iar sanitarii și cei de la descarcerare au rămas cu picioarele pe pământ pentru a-i salva pe cei aflați în mașina strivită de copaci. Așa? La final, toți au fost mulțumiți și fericiți. Unii pentru că au scăpat de rutină și de ridicol, alții că au ieșit bine la control. Evident că au fost găsite și unele mici, dar importante deficiențe, cum ar fi lipsa dotărilor și a materialelor strict necesare pentru a face față cât de cât unei catastrofe naturale la Pașcani. Ele au fost trecute într-un proces verbal cu recomandarea de a fi rezolvate până anul viitor, când vom fi la fel de pregătiți să dăm piept cu natura. Cauza vântului puternic, care a căpătat aspect de vijenie, pe teritoriul municipiului Pașcani au fost afectate mai multe imobile, au fost distruse sau avariate acoperișuri la circa 6 locuințe și anexe gospodărești, au fost doborâți 2 arbori de mari dimensiuni care în cădere au blocat căi rutiere în zona sediului Consiliului Local Pașcani. Descărcările electrice din atmosferă au cauzat un incendiu la sediul primăriei unde au luat foc izolația de pe acoperiș. A decurs foarte bine, s-a executat un exercițiu de alarmare care a avut ca temă activitatea de desfășurată de local și a centrului operativ privind regimentul în situații de urgență. În cazul de față, ca situație de urgență a fost vorba de vânt termic, de masive de apă, fulgere, plăstrime și așa mai departe. Ca urmare a acestor situații s-au produs cădere de copaci peste vehicule care i-au prins în trafic, au blocat conducătorul urmă. Și de asemenea, cât și ca urmare a trăsetului a incendiu la acoperișul primăriei, a ars izolația de pe terasă. S-a intervenit cu forțe și mijloace de la secția de pompieri Pașcani, s-a descarcerat, inclusiv IEPA a transportat victima la spital, da? Și totul a depus foarte bine. Scopul acestei acțiuni de astăzi a fost acela, astfel încât să pregătim Comitetul pentru Situații de Urgență să acționeze în mod corespunzător atunci când apar astfel de fenomene și să pregătim, să verificăm mai bine zis toate sistemele de alarmă pe care le avem montate în municipiul nostru, astfel încât populația să fie alarmată și informată în mod rapid când apar astfel de situații. Sigur, ideea este de a acționa cât mai rapid, astfel încât cetățenii, în primul rând, să fie protejați, să se acționeze rapid pentru evacuarea copiilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap și a celorlalte persoane într-un timp cât se poate de rapid, astfel încât să evităm pierderile de vieți umane și, bineînțeles, în a doua etapă să intervenim pentru eliminarea sau, mai bine zis, reducerea pierderilor materiale care pot să aibă loc în urma unor astfel de fenomene meteorologice. Eveniment administrativ pentru Comuna Hălăucești. Astăzi, începând cu ora 10.30, la Căminul Cultural din localitatea cu același nume, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Iași. Pe ordinea de zi au fost dezbătute 27 de proiecte de hotărâre și un raport privind vizita unei delegații din partea Consiliului Județean Iași în China.
În deschiderea ședinței, președintele Consiliului Județean Cristiana Domniței a apreciat că Hălăucești este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Iași și poate fi un model pentru celelalte administrații în ceea ce privește modul de gestionare a resurselor publice. Bine ați venit la întâlnirea noastră, ședința Consiliului Județean, desfășurată pentru prima dată într-o altă locație decât cea pe care o cunoașteți și cu care sunteți familiari, cea de la Casa Cetate. Suntem în Comuna Lucești, din punctul meu de vedere, un model de dezvoltare rurală și mi-aș dori ca toate comunele județului Iași să ne găsim aceeași situație pe care o găsim aici. Înainte de toate, dați-mi voie să le mulțumesc gazdelor, în frunte cu domnul primar Iosif Anton, aici în dreapta mea, i-am dat cuvântul imediat. În replică, primarul comunei, liberalul Anton Iosif, a spus că este o onoare pentru întreaga comunitate de a găzdui ședința legislativului județean și a mulțumit președintelui Cristiana Domniței pentru aprecierile făcute. Domnule președinte, vă mulțumim pentru că astăzi prima ședință de Consiliul Județean de ce este făcută în teritoriu și ați ales locația Hălăucești. Ne mândrim în ghilimele pentru că astăzi, deci prima ședință a Consiliului Județean din 2000 încoace, din 89 încoace, deci este făcută la Hălăucești. Sperăm să aibă un succes, să fie o ședință pozitivă și să continuăm tot așa ca să fim foarte relaxați. Să ne întâlnim cu primarii, cum astăzi, am avut o primă ședință, a fost o ședință relaxată. La ședință au participat și cei doi consilieri județeni din Pașcan, liberalul Petrică Dascălu și PSD-istul Dino Povăloaiei. Dascălu a anunțat că legislativul județean urmează să-și susțină viitoarele ședințe la Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și Răducăneni. Menționăm că edilul comunei s-a pregătit intens pentru ședința de astăzi. Străzile asfaltate au fost spălate dise dimineață, invitații au fost primiți cu muzică, iar după ședință a avut loc o masă festivă la sala de nunțe din comună. Zeci de pășcăneni au venit astăzi la primăria Pașcan, unde prefectul județului Iași, Romeo Olteanu, a ținut audiențe. Începând cu ora 12, la ușa prefectului erau 24 de persoane, unele venite chiar din municipiul Iași, care s-au programat la audiențe pentru a-și găsi dreptate. Din cele 24 de persoane prezente, 23 au ridicat probleme de fond funciar, probleme ce par a nu se mai rezolva în zona Pașcanului, iar o singură persoană l-a rugat pe prefect să o ajute cu un loc de muncă. Ana Maria Râșcu a venit din Iași la audiențele ținute la Pașcan pentru a rezolva o problemă cu titlul de proprietate pe care, spune ea, fostul prefect nu a fost în stare să-l rezolve. Am venit mai multe ori la audiență la domnul prefect, nu la asta, la ceilalți din noi. Nu s-a rezolvat un caz pentru un titlu de proprietate și mai târziu a chemat pe un frate de Niușu, schimbat situația, semnat un titlu de proprietate, l-a apucat a trece peste, cum să spune, domnul Tomașenski, peste el. Și acum am venit să văd ce facem. Îl anulez, nu-l anulez, că suprafața reală nu este în titlu. O altă femeie din Topile ne vorbește despre faptul că fostul primar de la Valea Seacă, Mihai Miron, ar fi făcut acte false de moștenire surorii sale, iar la proces ar fi venit niște martori falși. Problema cu moștenirea. A fost venit de la Valea Seacă, fostul primar Miron Mihai, și odată dezlegare, de făcut acte false lui sora mea. Și atunci când a venit soțul meu la Valea Seacă, Pleșcan Vasilii, și zice, i-a dat să vină pentru moștenire cu martori. Un martor a fost, dar unul nu a fost. Și a declarat în proces verbal că a fost și martorul acela. Acela martor nu a fost, dar era trecut în procesul verbal. Sper că da. După cum am fost la prefect și am și foilele la prefect și primăria Valea Seacă nu a rezolvat, că a spus că o să vină dânsul
la prefect aici când vine la Pașcani. Nu mai vine, tot trecut vreo 2 ani și acum au trecut 5 ani care nu s-au rezolvat. Prefectul Romeo Olteanu a declarat după audiențe faptul că din cei 24 de petenți veniți astăzi la el, pe jumătate îi va ajuta în maxim 30 de zile, iar ceilalți au pierdut deja procesele în care se judecau pentru pământ, pe ei nemai putând să-i ajute. Tot prefectul a spus că va repeta audiențele la Pașcan cel mai probabil în luna noiembrie, stabilindu-și deja luna octombrie pentru zona Hârlău. Au venit 24 de petenți. 23 au ridicat problema de fond funciar pentru primirea terenurilor care le-au moștenit de la bunicilor. Jumătate din ei au hotărâri judecătorești, au hotărâre Comisiei Județene de Fond Funciar, primăriile, le-am notat pe toate, o să le trimitem să vedem de ce nu întocmește procesul verbal de punere în posesie și emiterea titlului. O parte dintre ei au pierdut procesele și nu mai am cum să-i ajut. În instanță, primăriile sau comisiile locale sau comisia județeană au avut câștig de cauză și o singură persoană a venit care avea o problemă cu locul de muncă. Rest? În rest, sunt cele cu fond funciar. Dintre ele, cred că jumătate, cele care au dreptate, în 30 de zile, o să fie rezolvat. O să trimit corpul de control al prefectului ca să vadă ce se întâmplă punerea în posesie. Urmează luna viitoare Hârlău, după aia mă întorc la Pașcani, într-o lună într-un oraș, într-o lună în alt oraș. De la 1 septembrie, poliția locală din Pașcani a început să verifice dacă aveți polița de asigurare pentru locuință. Deocamdată nu a fost nimeni găsit fără asigurare, însă cei care nu au riscă amenzi usturătoare. Verificarea se face în două etape. Astfel, în prima etapă, primăria Pașcani transmite o somație înmânată de către un agent de la poliția locală fiecărui proprietar, iar în a doua etapă se va constata contravenția și se va aplica amenda. Legea prevede că persoanele fizice și juridice sunt obligate să-și asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinație de locuință din mediul rural și urban aflate în proprietatea acestora. Legat de activitatea agenților poliției locale din cadrul compartimentului disciplină în construcții, compartiment ce se află în structura poliției locale Pașcani, doresc să menționez că aceștia, în conformitate cu prevederile legii 155, legea poliției locale, articolul 8, efectuează controle în teren pentru identificarea lucrărilor de construcție executate fără autorizație de construire sau desființare după caz. Totodată, aceștia vor proceda la verificarea existenței asigurării obligatorii a locuințelor pe care fiecare proprietar de locuință trebuie să o încheie în condițiile legii 260 din 2008 republicate. În contactul cu cetățenii executând aceste inspecții în teren, vor solicita și acest document care trebuie să fie încheiat de către proprietarul de locuință. În momentul în care persoana în cauză nu poate în acel moment să facă acea dovadă, va primi o înștiințare, să-i spunem o somație, ca într-un termen de să se prezinte cu acea poliță de asigurare. Din păcate, legea prevede și o sancțiune contravențională. Cei care nu își asigură proprietățile care au ca destinație locuința, amenzile sunt între 100 și 500 de lei. Proprietarii locuințelor trebuie să ia legătura cu un asigurator autorizat și să încheie un contract de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Suma asigurată obligatorie este de 20.000 de euro pentru fiecare locuință de tip A, construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn, sau cu pereți exterior din piatră, cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic, pentru care prima obligatorie pe care o plătește proprietarul este de 20 de euro. Asigurarea este de 10.000 de euro pentru fiecare locuință de tip B, construcție cu pereți exterior din cărămidă nearsă sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic și chimic, pentru care prima obligatorie pe care o plătește proprietarul este de 10 euro. Cazuri dramatice la compartimentul de primiri urgențe din Pașcani. Timp de 2 ore au fost aduși 4 copii de către ambulanță, cazurile fiind foarte grave. De exemplu, un băiețel din Todirești, în vârstă de 4 ani, a fost adus în stare gravă, cu un cocean de porumbi în ochi, acesta fiind tumefiat.
Este vorba despre Iulian Bujor, care se juca pe scara de acces către podul casei, iar într-un moment de neatenție a alunecat căzând cu fața în Strujeni. După ce a fost stabilizat, micuțul a fost transportat la Spitalul de Oftalmologie din Iași pentru investigații suplimentare. Un alt caz este al unui copil în vârstă de 12 ani din Băureni, care s-a dus la furat de pere. Suit în copac și de frică să nu fie prins de către proprietar, Dorel Vasiliu a alunecat căzând în mâini. A suferit o lovitură puternică la cap și a avut ghinionul de a-și fractura ambele mâini. El va sta 30 de zile cu brațele puse în gips, perioada necesară recuperării. Costel Mocanu, de 14 ani din Rugiunea, s-a jucat fotbal pe maidanul din sat, iar la un moment dat acesta s-a împiedicat în minge și a căzut în mâini pe care și le-a fracturat. Și el va sta următoarele 30 de zile cu brațele puse în gips. Ultimul caz venit a fost cel al Letiței Ferariu, care a ajuns la spital cu traumatisme la cap și hemoragie după ce a căzut din căruță. A primit îngrijirile medicale necesare, dar pentru că starea ei nu era una stabilă, a fost trimisă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași pentru investigații suplimentare. Doi consilieri județeni pășcăneni au fost numiți în Consiliul de Administrație de la Spitalul CF Pașcani. Este vorba despre PSD-istul Dumitru Apovăloaie și liberalul Petrică Dascălu. Pentru încă din ceaul spitalului mai fac parte secretarul Mircea Zuzan din partea Consiliului Local Pașcani și trei reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. La ședințe participă însă fără drept de vot câte un reprezentant de la Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali, precum și managerul instituției Costică Scarlat, însă cu statut de invitat. Un tânăr din Ciohoron a fost trimis în judecată de procurorii pășcăneni și riscă până la 7 ani de închisoare pentru că a refuzat să îi se recolteze probe biologice. Bărbatul în vârstă de 23 de ani a fost oprit în trafic în timp ce se afla la volanul unui tir în urma unui control de rutină a agenților de la biroul rutier Pașcani la începutul lunii octombrie 2011. În urma cercetărilor este că acesta se afla sub influența alcoolului. Șoferul a motivat că s-a urcat la volan deși băuse cu un prieten de frică să nu fie concediat după ce a primit un telefon de la serviciu pentru a duce mașina la balastieră. Dacă în alte vremuri copiii aveau ocupații cum sunt cititul sau plimbările prin oraș, în ziua de astăzi preocupările lor s-au schimbat. Pe 22 aprilie, la Palatul Cantacuzino, au fost depistați mai mulți minori, toți elevi din clasa 7-a la Școala Generală Nicolae Iorga. Aceștia au prins un foc lângă clădire și se jucau cu făclii aprinse pe cum indienii în jurul focului. Când au zărit polițiștii locali, tineri au rupt-o la fugă, însă au fost prinși imediat. În data de 22 septembrie, la Palatul Cantacuzinilor din municipiul Pașcani au fost găsiți minorii Luca Cătălin Petrică, Căinăreanu Ioan, Lungu Cosmin Bogdan, care aprinseseră un foc lângă clădire și se jucau cu făclii aprinse în jurul acestui. În momentul apariției patrulei Poliției Locale Pașcani, mai mulți au fugit, printre aceștia fiind Anton Andrei, Ursan Alin, Bunariu Ana, Ipate Nicoleta, toți elevi în clasa a 7-a Școlii Generale numărul 5. Urmează să ne științăm părinții și școala unde aceștia învață, deoarece pentru această joacă copilărească, în prima fază, pot genera un eveniment cu efecte ce nu pot fi calculate și nedorite de către noi. În acea zi, în jurul orei 22, polițiști au identificat doi tineri, ambii minori, care nu aveau altceva de făcut decât să arunce cu castane în geamurile apartamentelor din blocul T9 de pe strada Moldovei. Și acești tineri au încercat să fugă, dar au fost prinși de către agenți și amendați cu câte 50 de lei fiecare. În data de 22 septembrie, numiții Foca Răzvan Ilie și Efrim Paul Iulian, minori, ambii din Pașcani, în jurul orei 22 și 15 minute au fost surprinși în timp ce aruncau cu castane asupra geamurilor locuințelor din blocul de 9 de pe strada Moldovei. Menționez că aceștia au încercat să fugă, însă au fost prinși de către agenții aflați în serviciu. Întrucât au vârsta de 14 ani împlinită, răspund contravențional și au fost sancționați conform legii 61 din 1991 cu 50 de lei amendă fiecare.
Proiecție de probă pentru redeschiderea cinematografului din Pașcani. În perioada 12-14 octombrie, la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, va rula filmul românesc despre Oameni și Melci, o premieră românească sub regia lui Tudor Giurgiu, cu Monica Bârlădeanu, Dorel Vișan și Andy Vastrianu. Filmul va fi difuzat de o societate din București, însă deocamdată nu se știe la ce ore și cât va costa biletul de intrare. Directoarea instituției spune că în funcție de câte bilete vor fi vândute, este posibil să mai fie programate și alte proiecții în sala de cinematograf de la Pașcani. Tu veux venir avec moi en France? Comment ça va se passer avec les ouvriers? Escargo. Tu veux que tu te la Paris, hein? Autorul mai multor spargeri de mașini din Pașan și Târgu Neamț a fost identificat și trimis în judecată luni 24 septembrie de către procurorii pășcăneni pentru infracțiunea de furt calificat. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani din orașul Târgu Neamț care este cercetat în stare de arest preventiv și riscă până la 7 ani de închisoare. Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada mai 2010-ianuarie 2011 acesta a comis zeci de furturi din autoturisme de unde lua obiecte electronice de valoare pe care le vindea. În rechizitoriu apare că în perioada 27-28 ianuarie 2011 tânărul a spart geamul unei auto utilitare parcată pe strada Aleea 1 decembrie 1918 de unde a luat un casetofon, un televizor auto, un DVD player și o stație emisie-recepție, valoarea totală fiind de 2000 de lei. O parte din bunurile furate au fost găsite la domiciliul hoțului în urma unei percheziții și au fost înapoiate. La data de 24 septembrie 2012, procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani au dispus trimiterea în judecată a unui tânăr din municipiul Piatra Neamță în vârstă de 24 de ani, care în noaptea de 27-28-2011 a comis pe raza municipiului Pașcani un furt din autoturisme, în sensul că a pătruns în autoturism prin spargerea geamului de la portieră și a sustras mai multe dispozitive electronice în valoare de circa 20 de milioane lei vechi, 2000 lei noi. În cazul în care va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 15 ani și ceea ce trebuie menționat este faptul că anterior acestei date el mai comisese astfel de furturi și pe raza orașului Târgu Neamț, fiind trimis în judecată și pentru acele infracțiuni. Etapa a 5-a din Liga a 3-a, seria 1 la fotbal, va aduce față în față echipa locală CSM Cosarun și Ceahlăul Piatra Neamț 2. În momentul de față, cele două formații se găsesc pe locuri apropiate din clasament. CSM Cosarun ocupă locul al 8-lea cu 3 partide disputate, în care a obținut o victorie, un egal și o înfrângere. De cealaltă parte, echipa de sub Pietricica se află pe locul 7 cu 4 partide disputate, în care a obținut o victorie, un egal și 2 înfrângeri. Antrenorul formației pășcănene Adrian Chereși își vede băieții favoriți în această partidă. El crede că meciul va fi unul disputat unde nemțenii își vor vinde scump pielea. Aici vine la Pașcani echipa de sub Pietricica, Ceahlăul 2 Piatra Neamț. Considerați că sunt o echipă bună, o echipă care poate fi învinsă sau o echipă care trage la promovarea asta? Nu știu intențiile lor de promovare, de
ce intenții au cei din Piatra Neamț, dar știu că au o echipă bună, o echipă tânără, o echipă ambițioasă, întărită probabil cu 2-3 jucători de la prima echipă, cea de Liga 1. Meciurile cu cei de la Piatra Neamț tot timpul au fost disputate, dârze, dar cred că valoarea noastră superioară și faptul că jucăm acasă va face ca jocul de vineri să-l tranșăm în favoarea noastră. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și mâine seară la aceeași oră pentru a urmări cele mai importante știri din Pașcan și împrejurii. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Aerul cald tropical se extinde peste sudul Italiei, peninsula balcanică, Ungaria, Cehia, România, Republica Moldova și Ucraina, unde valorile termice se vor menține ridicate pentru această perioadă a anului, iar ploile vor fi extrem de puține. În zona geografică a orașului Pașcan, cerul va fi variabil, mai mult senin, circulația atmosferică va fi sudică, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile rămân cu mult peste media acestei perioade. Mâine dimineață la Pașcan vor fi 14 grade, maxima zilei va fi de 28 de grade, iar minima nopții de 15 grade Celsius.